Marian. Oh, să trăiți, să trăiți, mă scuzați, nu se aude foarte bine pentru că roboțelul Pepper se pregătește să iasă în curtea școlii. Copiii îl așteaptă și chiar în momentul acesta iese. Bună dimineața, vorbim cu Claudia Chiru, cea care l-a adus aici și l-a pregătit pentru acest eveniment. Da. Neața, cum ați gândit acest eveniment? Ca un roboțel să facă deschiderea noului an școlar. Păi mi-am dorit întotdeauna să avem o deschidere a noului an școlar făcută pentru copii. Pentru că se pare că acum ne bucurăm noi de ea, copiii nu prea aud și nu prea primesc stimul care să-i bucure pe ei și să-i primească în școală cu bucurie și să le arate ce pot face dacă merg la școală. Astfel mi-a venit ideea și l-am invitat pe Pepper să fie un stimulent pentru copii. Este foarte multă lume aici, cu siguranță nu știe cu cine să mai vorbească. Dar ce face? L-am înțeles că răspunde la întrebări și știe foarte multe lucruri. Da. Vorbește în limba engleză și răspunde unor întrebări, într-adevăr. El poate să facă mult mai multe lucruri, dar cei de la UiPath nu l-au pregătit pentru tot ce poate el să facă. Dar răspunde unor întrebări, da. Am înțeles că știe să și danseze. Da, știe să danseze și cântă la saxofon și pune muzică, face poze. Da. Este ceva inedit, că altfel trebuia să vină directorul școlii sau cineva de la primărie să țină un speech de deschidere a noului an școlar. Exact, trebuiau să se perinde pe aici mulți adulți care au lucruri importante de spus într-adevăr, dar care ar putea să le spună în alt moment, nu la deschiderea noului an școlar. Noul an școlar este pentru copii și ei trebuie să găsească un stimulent și să găsească un lucru care să-i bucure de la școală atunci când vin și vedeți că e o mare de copii. El va rămâne aici, am înțeles că va da mâna cu fiecare copil și el știe dacă ai emoții, dacă ești supărat, dacă ești vesel. Da, percepe emoțiile noastre și dacă îl mângâi pe cap, se bucură și se gudură așa tot, adică ne arată că simte mângâierea noastră. Va veni la mine în clasă și vor putea veni colegele împreună cu copiii să-l cunoască și să-l întrebe lucruri. Am văzut copiii foarte emoționați, am înțeles că aveți în jur de 2500. Peste 2500 de copii, da, sunt peste 2500 de elevi în școala noastră, da, suntem o echipă foarte mare. Noi o să mai rămânem cu dumneavoastră și la un moment dat chiar aș vrea să vorbesc și eu puțin cu el dacă se poate. Acum este și el emoționat, nu? Care și el emoții. Are emoții multe și nu prea, cu atâția stimul nu poate să facă față. Are foarte multe informații și o să rămân, că vreau să fac un interviu cu el inedit, să văd. Da. Oare ce știe ceva despre România, a zorit cu el? Cred că știe, cred că ne va răspunde ceva, da. Felicitări și o să rămân aici, domnul Răzvan, domnul Dani, domnul Oprișan, cam atât de la școala 195. Revin puțin mai târziu, pentru că îmi pregătesc un interviu cu Pepper.